suntem în direct, ce? Da, da. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt prezentatorul vostru și de astăzi, iar astăzi vă voi prezenta știrile zilei, pentru că sunt mai multe. Prima știre este legată de un urs ce a fost filmat lângă un om care pescuia. Să vedem știrea! Dacă ne uităm mai atent pe filmare, se vede cum ursul este trist pentru că nu mai este pește în apă. Bine v-am regăsit. Următoarea știre este legată de un cetățean de origine orfană care a sunat la 112 spunând că a fost agresat de niște copii. Să vedem părerea lui. Hai că sunăm la poliție. Fă-tu-vă în gură să vă fă. Vă uitați la pula mea, la curul meu, nu? E, fireața, ai dracu, las că vă arătă cine-i Cătălin Talent. Acesta este Cătălin Talent care a sunat la 112 spunând că a fost agresat sexual. Acesta ne arată că chiar sună la 112 ca să nu fie vreun video fake cum fac alții. El este foarte revoltat pentru acei copii care s-au uitat la purul lui. Să știți că mă... Alo? Nu vă aud. Ce urgență? Să știți că am s-au uitat niște copii la... Alo? M-auziți? Au, de ce nu mergi? Ziceți, doamne, că vă auziți. Ce s-a întâmplat? Să știți că niște copii s-au uitat la fundul meu. Unde trebuie să mă duc ca să pot să declar această... că m-au abuzat sexual, adică s-au uitat și vor să dea la trupul meu, adică na, nu știu. Agresat sexual? Da, adică s-au uitat la mine și au vrut să mă aposteze și eu trebuie să mă duc să îi dau, fac plângere și unde trebuie să mă duc? De că nu știu. Unde sunteți acum? Eu sunt la Bughea. Care Bughea? De jos, de sus? De sus. Cum vă cheamă? Păi da, stați un pic, de ce să vă mai dau numele? Că nu are rost să vă mai dau numele. Păi dau eu legătura la poliție să spuneți, ziceți-mi cum vă cheamă. Păi... Mă cheamă Gheorghe, dar de ce trebuie neapărat chestia asta? Păi n-am spunat, doamne, pentru poliție, cum de ce trebuie? Păi am spus dacă îmi puteți da... La poliție sau nu? Am spus dacă puteți să-mi dați niște informații unde să mă duc să pot să declar. La poliție, dacă nu vreți aici. Vă duceți la poliția de domiciliu. A, deci mă gândesc că poate e închis sau deschis, sau nu știu. Păi s-ar putea să fie. Nu știu, eu de-aia v-am întrebat să vă dau legătura la poliție. Vreți sau nu vreți? Nu, vă mulțumesc mult de tot. La revedere. Următoarea știre, nu mai avem știri, să trecem la alte chestiuni. Vremea. Se pare că astăzi se plouă cu bani doar în buzunarul meu. Pentru restul am doar o prognoză drastică, doar soare atât. Să trecem la știrile mondene. Ce cadou credeți că-i face Liviu Urciu lui Nea Marin de Valentine's Day? Eu de unde să știu, că n-am de unde să știu.